ziua tuturor! Numele meu este Daniela și astăzi este o nouă emisiune a Futurista la tine acasă. De data aceasta l-am invitat pe domnul Sergiu Musteață, istoric. Vom discuta despre istoria românilor și în mod prioritar despre istoria Chișinăului, pentru că domnul Musteață este coordonator a câtorva volume Identitățile Chișinăului. Salutare tuturor și mulțumesc pentru invitație, în mod special dumneavoastră! Deci ați ales această meserie de a fi istoric, meserie de istoric sau și profesor de istorie? Sincer, n-am visat. Am mai spus și cu alte ocazii, mă gândeam la altceva. Și de fapt, eu când am venit la facultate, era istoric și drept. Și înclinam spre partea juridică. De-aia și după absolvirea facultății de istorie, am mai făcut și o altă facultate, deci cea de drept. Ca până la urmă, ocazia, întâmplarea să fie așa, ca să rămân asistent la catedră și așa, cred că soarta m-a dirijat, m-a îndrumat spre meseria respectivă și pe care trebuie să spun că am îndrăgit-o deja ca meseriaș. Dar istoria mi-a plăcut în școală, trebuie să recunosc că istoria era una dintre disciplinele preferate, pe lângă multe altele, ca mai practicat și fizică, matematică, chiar am făcut și un curs de admitere pregătitoare la Institutul din Tiraspol, dar pe urmă tot spre istorie m-am... Și cred că datorită unchiului și mătușii, care sunt profesori de istorie și am spus că e mai bine la istorie. Cred că cumva ei m-au îndrumat și deja pe urmă cred că soarta m-a dus pe această linie profesională. Anii de studenție care au fost? Eu sunt născut în URSS, deci trebuie să spun sincer asta și nu regret. Deci au fost timpurile, părinții au trăit atunci, am fost născut, educat în epoca respectivă. Am venit la facultate în 1989, când mai era Uniunea Sovietică și pe parcursul studenției s-au schimbat și realitățile politice din Europa și din spațiul acesta este european la fel. Adică nu numai că am fost martori oculare acestor transformări, dar și participanți. Fiind studenți, bineînțeles că ne-am implicat foarte mult în această mișcare de emancipare, am participat la proteste, la prima adunare națională, la marea adunare națională, la a doua, deci am fost prezenți cam la toate activitățile și valul acesta, bineînțeles că nu numai că ne-a provocat, dar și ne-a transformat puțin să înțelegem cum au fost realitățile sovietice, de ce ne-au lipsit, ce s-a ascuns și mai ales în domeniul istoriei. Adică perioada aceasta chiar a fost una dintre cele mai importante în formarea mea ca om, ca cetățean și, bineînțeles, că, ca viitor istoric. Dar dumneavoastră, când ați început studiile la istorie, ați învățat, ați început cu istoria sovietizată? Partidului? Da. Am avut marele noroc. În 89, deja, cumva, valul acesta de emancipare era destul de mare. Și Facultatea de Istorie a Institutului Pedagogic Ion Creangă, de pe atunci, a fost prima instituție universitară care a anulat cursul de istoria partidului, materialism și așa mai, deci tot ce era legat de politică, ideologie și au fost scoase din programul universitar. Deci noi nu am învățat la facultate. Am avut alte reminiscențe de care am scăpat pe parcurs. Am avut, de exemplu, un curs de medicină militară sau nu știu ce mai era acolo, pe care noi am început să-l frecventăm, după care l-am boicotat, pur și simplu am spus că nu avem nevoie de un astfel de curs pentru un student la istorie. Nu ne pregătim de război și vrem o abordare umanistă. Și în contextul ăsta am mai scăpat pe parcursul studiilor și de alte reminiscențe ale propagandei sovietice. Dar în școală, bineînțeles, că am învățat istoria politizată, istoria URSS, acel curs de pregătire militară care ni s-a impus în ultimele clase de școală medie și multe alte lucruri pe care a trebuit să ne învățăm. Iar aici, la facultate, cumva din mers și profesorii noștri au trebuit să se adapteze și să schimbe cursurile, să pregătească noi programe și cursuri universitare și noi din mers. Să căutăm literatură, să învățăm istoria românilor. Deci, la anul întâi, spre exemplu, ni s-a introdus pentru prima dată, în loc de istoria partidului, cursul de istoria romanicilor de răsărit. Și era un curs foarte interesant. Domnul profesor Gheorghe Postică ne l-a predat. Deci chiar ascultam cu mare atenție, învățam, căutam literatură, a fost o provocare și cred că și interesul acesta era mult mai mare față de, pornind de epoca antică, deja la anul 2, epoca medievală și celelalte au mers succesiv. Iată, mama e profesoară de istorie și evident că o întrebam diferite chestii din epoca sovietică, din experiența ei personală, inclusiv partea asta istorică, zicea că
ea chiar credea în istoria Moldovei sau istoria inventată de sovietici și am întrebat-o, dar chiar nu se dai seama că asta e o minciună, nu erau și alte surse? Nu erau alte surse și de unde să-mi dau seama care este realitatea. Dar țin minte că ea, atât ea cât și tatăl meu, au participat și ei la Marea Adunare Națională și am întrebat cum a fost trecerea asta de la istoria sovietică la istoria reală. A zis că a învățat istoria românilor din mers și deja mi-a povestit anumite nuanțe. Cum a fost pentru dumneavoastră trecerea asta de la istoria sovietică inventată la istoria reală? Eu aș zice mai degrabă cum a fost trecerea de la limba moldovenească la limba română și în contextul ăsta și de la o istorie la alta, dar părinții noastre au perfectă dreptate. Puțin dintre noi conștientizam, acum s-ar găsi mulți eroi, că eu știam de pe atunci, nu e adevărat, nu era alternativă. Biblioteca școlară nu îți oferea altă literatură decât cea sovietică. Și mai ales programul și cursul de istorie, istoria RSSM-ului, era foarte bine organizat dintr-o perspectivă ideologică, ideologia Partidului Comunist, controlat, aprobat de Comitetul Central și de altfel introdus cu mare întârziere. În anii 60 abia s-a introdus istoria RSSM în școală și în alte republici unionale a fost la fel. Deci în contextul ăsta înțelegem că regimul știa unde este problema, mai ales în cazul Basarabiei. De aceea și ne-a ferit de alte surse de informare. Eu mi-amintesc când eram student la facultate și v-am zis că am început să studiem istoria românilor, mergeam la Biblioteca Națională și literatura în limba română era la sala cu regim special, literatură străină. Și acele patru volume de istoria românilor, istoria acelea, scrisă de Academia Română în anii 60, și acele erau greu accesibile. Erau într-un singur exemplar, era rând și toată literatura românească pe care o comandai acolo, cineva se uita cam așa, chiorâși la tine. Deci chiar și în 89, însă în 90 lucrurile au început să schimbe mai repede. A fost și primul program școlar pentru toate școlile din Republica Moldova. Deci problema era în literatură. Și mulți istorici au început să scrie și să publice articole în ziar. Deci noi și probabil și părinții noastre și alți colegi de vârsta mea am învățat istoria din articole. Din articole de ziar scris de istorici de la Chișinău și din România. Da, pentru că altfel alte surse nu erau. Mama zicea că i-a învățat istoria românilor din mers odată cu elevii plus cursurile de specializare de la, organizate de Ministerul Învățământului. De profil și erau mulți profesori din România, profesori de istorie, în sens că. Cum vă amintiți dumneavoastră evenimentele de eliberare națională, de independența Republicii Moldova, dorința asta de a trece la istoria română și la limba română, scrisul în limba română, grafie latină? De la anul întâi, chiar dacă nu era încă o decizie cumva generală care viza trecerea treptată la grafia latină, noi cumva în sens de solidaritate toți am zis că hai să trecem să scrim cu caractere latine și imediat ni s-a introdus un curs de limba română. Deci doamna Lungu, țin minte, ne-a un an sau un an jumate, ne-a predat un curs de limba română deoarece existau diferențe. Trecerea de la chirilic la latin nu este doar o simplă procedură, deci nu este doar tehnic, dar totuși sunt și normele, nu numai de scriere corectă, dar și de construcția propozițiilor, frazelor și multe alte chestiuni. Și deci am învățat limba română și asta a fost în contextul acestei mișcări de emancipare, iar protestele care au avut loc în Chișinău, în mare parte v-am zis că am participat și noi. Mi-amintesc și acele evenimente când din noiembrie 1989, când s-a blocat trecerea tancurilor ale armatei sovietice pe strada pe atunci Lenin, Bulevardul Ștefan cel Mare, spre Piața Victoriei, acum Piața Marea Adunării Naționale. Deci a fost un prim succes, când oamenii nu au permis acea coloană de tehnică militară să treacă și când pentru prima dată liderii Partidului Comunist al Moldovii au dat bir cu fugiții. Deci au fugit de pe scena din fața guvernului, pe atunci Comitet Central. Guvernul, deci Comitetul era în partea cealaltă, deci la unde este Parlamentul. Deci în sensul ăsta, oamenii cred că s-au inspirat și mai mult și au crezut în ceea ce au dorit, cred că mai multe decenii, să vorbească în limba maternă, să scrie corect în limba maternă și să învețe o istorie. Dar un rol important, cred că, totuși l-au avut scriitorii care au dat tonalitatea aceasta, mediul academic, imediat după, nu toți, dar o bună parte, bineînțeles, că s-au implicat și tinerii care
au fost o voce foarte importantă în toată această mișcare. Eu îmi amintesc că prima mare adunare națională a fost un eveniment extraordinar. Deci noi abia venit sau abia eram admiși la facultate, dar următoarele, v-am zis, evenimente au fost mult mai activi și chiar a fost prezent și la cea de-a doua sau a fost în piață când s-a declarat independența Republicii Moldova. Și am cumva am fost nu numai martor ocular, dar am simțit și am trăit acele emoții pe viu și, într-adevăr, a fost o bucurie mare. Ce a urmat după, acum trebuie să vorbim, cred că, într-o altă emisiune aparte, despre dezamăgiri și eșecurile traseului de construcție statală. Cum era Chișinăul anilor 90 versus de Chișinău de azi? Știți că eu venit, un băiat de la țară, venit aici, Chișinău pentru mine era culmea, deci pentru mine era un oraș extraordinar. Mai venisem la Chișinău, deci n-a fost primul meu contact. Am fost împreună cu colegii de la școală la circ, ne mai aduceam, mai venit la un concurs la Chișinău. Cumva îmi părea capitala, orașul, deci principala urbă a Republicii Moldova. Deci sigur că era wow, dar deja adaptându-mă, trăind de zi cu zi, sigur că observ și alte elemente ale cotidianului urban. Transportul, în primul rând. Deci dimineața să venim la universitate era dezastru uneori. Deci autobusele și troleibusele arhipline, încă în 89. Adică, deci nu s-a schimbat nimic în acest sens. Chiar dacă probabil s-au mai înnoit parcul sau chiar dacă au mai apărut și alte, să zicem, unități de transport sau tipuri de servicii de transport. Problema aglomerației transportului urban și anume transportului public rămâne una foarte actuală. Asta cumva nu că era deranjantă, era complicat să vii la universitate la 8 dimineața la cursuri. Ne permiteam, țin minte, uneori studenții, când primeam bursa, să ne unim 4-5, să punem câte 20 de copii și să venim cu taxiul. Deci o rublă la 5 ne putem permite să venim de la Buiucani, că nu era distanța mare. Deci asta ar fi fost o realitate. Apoi, partea culturală. Deci Chișinău a fost și rămâne principalul centru cultural. Fie că vorbim de teatru, fie că vorbim de săli de concert, fie că vorbim de concert în aer liber și atunci, mai ales că v-am spus și pe valul ăsta a mișcării de emancipare, Teatrul Verde a devenit un loc de atracție extraordinar și concertele care s-au multe alte oportunități culturale care erau de pe urma vizitelor colegilor din România. Și asta sigur că ne încuraja și mai mult. Deci, am văzut un alt mod de viață, să zicem. M-am adaptat modului urban și așa am îndrăgit Chișinău. Care este locul dumneavoastră preferat din Chișinău sau locurile dumneavoastră preferate din Chișinău? Să zic așa că am un loc preferat, unde ar fi și un refugiu. Îmi place zona centrală și mai ales zona unde vin foarte mulți tineri și familii cu copii mici. Parcul central cred că este cel mai atractiv și mai plăcut. Nu-mi place atunci când e mult zgomot, când dă buzna concertele și practic... Eu înțeleg că sunt partea peisajului urban și uneori, cu anumite ocazii, ele sunt necesare. Dar zonele acestea sunt hiperaglomerate și foarte zgomotoase, mi se par în detrimentul unui oraș de adineauri. Ce face orașul nostru deosebit? Ce face? Păi orașul fac oamenii, în primul rând. Și ce fac oamenii, chișinăuienii, multe lucruri, probabil anumite situații când vorbim de, din nou revin la activitățile culturale, fie că este vorba de un festival, fie că este vorba de anumite manifestări publice, mi se pare obligator ca oamenii să socializeze sau prin intermediul acestor activități. Vorbim de maraton. Este foarte important și ar trebui să fie chiar mai multe. Sau vorbim de acea competiție de ciclism care a apărut. Dar politizarea unora dintre ele diminuează rolul și valoarea. Deci ar trebui să fie totuși spiritul acesta civic dominant și nu politic, iar politicienii să participe și să nu încerce să-și impună dominanta că sub patronajul nu știu care sau sub egida nu știu cui. Deci oamenii și grupurile de inițiativă deci, trebuie să se distanțeze de partea politică și probabil așa va fi mai sincer și efectele vor avea vor fi mai mari și vor fi de lungă durată. Deci, v-am zis, fie că este vorba de un festival, fie că este vorba de un maraton, chiar și același festival al vinului, care ne-a făcut cunoscut în toată lumea și atractiv. Numai că și aici trebuie spirit organizatoric, modul în care noi pregătim toate aceste servicii, trebuie mai bine gândite ca să nu sufere locuitorul. Deoarece deseori
ceea ce se face vine cumva pentru zona spațiului public, pentru vizitatori, dar nu ne gândim la oamenii care trăiesc acolo. Anul ăsta, anul trecut, am avut o experiență foarte bună în Cracovia și primăria, împreună cu alte instituții non-guvernamentale, au inițiat un proiect prin care au antrenat voluntari care informau turiștii despre faptul că nu uitați că aici locuiesc oameni. Oamenii aceștia mâine trebuie să meargă la muncă. Oamenii aceștia vor și un pic de liniște. Adică, din cauza aglomerației, din cauza gălăgiei, a apărut necesitatea ca să amintim turistului că el este în ospeție. Sunt bineveniți, sunt de acord, dar locuitorul vrea și o liniște. Deoarece mâine pleacă la muncă. Deci distracția e bună, dar cu măsură. Și în contextul ăsta, Chișinău este o zonă atractivă, din mai multe puncte de vedere, și ar trebui să explorezi aceste posibilități ale anotimpurilor, ale moștenirii culturale pe care o are, sau serviciilor, inclusiv culinare. Deci bucătăria tradițională noastră este foarte atractivă. Partea vinului nici nu mai discut. Deci avem vinuri de calitate foarte bună și ar trebui. Deci aceste chestiuni îmbinate, combinate în programe cultural-turistice care să ne facă și mai vizitați, și mai atractivi, dar și mai culți. Se vorbește despre faptul că Chișinău ar vrea să fie capitală culturală. Dumneavoastră credeți că orașul nostru ar întruni toate cerințele pentru a fi o capitală culturală? Eu cred că Chișinău trebuie să fie capitală culturală cotidian, nu odată în Paști sau nu în contextul programului european. Înțeleg că mă întrebați de anume de această perspectivă. Sincer să vă spun, de unul singur Chișinău nu are prea multe șanse. Doar în anumite circunstanțe politice s-ar putea ca acest scenariu să fie unul viabil. Mai degrabă Chișinău ar putea obține acest drept, această onoare, în parteneriat cu un alt oraș european. Așa cum s-a mai întâmplat și în alte cazuri, cum a fost și Sibiu sau din zona Baltice, statelor Baltice. Deci cu siguranță am putea. Numai trebuie să... Și aici e o chestiune strategică. Depinde cu cine te unești și cine și ce șanse are. Deci trebuie analizat foarte bine, trebuie cooptați oamenii care se pricep la pregătirea noastră de dosare și bineînțeles că avem nevoie de acei experți care să pregătească dosarul, dar pe de altă parte avem oameni care să promoveze. Deci partea aceasta de lobby contează foarte mult. Adică vorbim de liderii nu numai de vârf, vorbim de oamenii din administrația publică locală și centrală. Fie că vorbim de Direcția Cultură Municipală, fie că vorbim de Ministerul Culturii, fie că vorbim de Comisia Parlamentară, care cuprinde și componenta culturală și multă altă lume care trebuie să se implice. Și deja pe finalul interviului știu că sunteți coordonatorul la Cartea Identitățile Chișinăului. Serie, chiar da. Este o serie, de asta vreau să zic. Deja este la cartea care o țin eu în mână, este ediția 6-a și din câte am înțeles la dumneavoastră, ediția 7-a urmează să fie pe drum, este pe drum, da? Din ceea ce am observat eu consultând cărțile, sunt articole care abordează toate aspectele și noi, aspectul economic, social, cultural. Cât de ușor v-a fost să organizați o conferință pe tema Chișinăului și cum de v-a venit ideea de a le include așa într-o carte? Deja peste 10 ani tradiția aceasta. Am pornit de la o simplă conferință istorică sau istorico-culturală și această denumire vine de acolo, de la prima ediție, împreună cu domnul Alexandru Corduneanu, care a și fost inițiatorul. Hai să facem o conferință și să încercăm să punem accentele dintr-o perspectivă multidisciplinară. Deci istoria este de bază, dar să nu uităm arhitectură, urbanism și multe alte chestii, protecția patrimoniului și așa mai departe. Și ca oricare conferință, eu am insistat să scoatem și un volum de lucrări. Având volumul, văzând succesul, impactul, am zis, haideți să o facem să fie o tradiție și așa am, pas cu pas, am transformat conferința bienală, dată la 2 ani, urmată de volume. Deci, iată, vedeți, 6 volume sunt tipărite, al 7-lea este sub tipar și al 8-lea este în redacție. Deci, deja, până la finele anului, vom avea 8. Fiecare are, mă rog, teme diferite, da, capitole după structură, chiar unele conferințe au fost tematice. Am avut una bazată pe interbelic. Deci în 2018 toată lumea a discutat despre centenarul Unirii sau despre multe alte realități ale celor evenimente, ce s-a întâmplat atunci și după. Și noi am făcut o conferință despre Chișinău interbelic ca să vedem ce s-a întâmplat în acei 20 și ceva de ani de administrație românească.
Să știți că a fost și conferința reușită, dar și volumul foarte reușit. Ce țineți în mână e altceva. Da, este Chișinăul subteran și atât în ediția 6, dar și alte ediții, văd că sunt articole atât în română, rusă și engleză, sau cele din engleză au fost traduse în mod special. Nu, noi din start am spus că nu numai aspectul acesta multidisciplinar, dar și multilingvistic este acceptabil. Fiecare vine și vorbește în limba pe care o posedă mai bine și bineînțeles că și scrie în limba pe care crede că o posedă și poate să se exprime cel mai reușit. De aceea și avem articole în română și în rusă, din mediile locale, dacă vorbim de Chișinău, Republica Moldova. Articole în engleză, în mare parte, sunt ale colegilor invitați din afară. Fie că este vorba de un bun coleg și arhitect din Suedia, Bo Larsen, care vine de ani de zile, a consultat municipalitatea pe anumite probleme legate de dezvoltare urbană, dar și iubește, îi place Chișinău și a amintit și într-un articol chiar a scris că a fost primă vizită încă în anii 70 la Chișinău, sau colegi din Germania sau din alte state care vin, împărtășesc experiența atât în ceea ce înseamnă cunoașterea, învățarea Chișinăului, cât și transferul de bune practici. De aceea și nu este o problemă în ce limbă. Important să găsim punctele de interes comun. În volumele pe care urmează să apară, spuneți-ne câteva titluri sau aproximativ ce subiecte au fost abordate ca lumea să știe. Poate cineva este interesat și chiar curios ca să cumpere cartea. Volumul următor, care este sub tipar, v-am zis, e dedicat arheologiei urbane. Și mai degrabă este un compendiu. Noi am încercat să adunăm sub coperta unui volum cam tot ce are Chișinău despre arheologie. Din păcate, e prea puțin. În perioada sovietică nu s-au făcut săpături și investigații serioase la Chișinău, din perspectiva arheologică. Ceea ce avem este, în ultimii ani, s-a produs și o bună parte, v-am zis, că sunt articole publicate anterior. La final avem câteva articole noi, un studiu legat de dezvoltarea aceasta, perspectiva arheologiei urbane în Chișinău. Și cred că volumul vine și în contextul acelor insistențe ale noastre, dar cu succes realizate. Primăria a înțeles, a acceptat și anul acesta pentru prima dată a bugetat sau are o linie de buget pentru arheologia urbană. De aceea volumul în sine este important și eu cred că această provocare va fi urmată de investigații mai sau de amploare, mai cu impact și va scoate în evidență, vor scoate în evidență rezultate care merită să fie cunoscute din adâncurile Chișinăului. Și volumul ăsta este dedicat Chișinăului subteran, așa cum este o istorie, o filă ascunsă, deci mai puțin cunoscută, la fel a fost o provocare, ca să spunem că sub noi este o istorie necunoscută care merită a fi cercetată, vorbind de diferite tipuri de construcții. Al optulea volum, deci sunt comunicările, este dedicat străzii 31 august, în mare parte, deoarece ediția conferinței de anul trecut a fost axată pe o stradă. Am vrut să ne focusăm și să arătăm că fiecare stradă își are istoria sa, își are locuitorii săi, își are moștenirea sa și respectiv identitatea sa, care a fost construită de-a lungul timpului de oameni, evenimente și multe alte chestiuni anume pe această stradă. Și sunt foarte multe articole legate de edificiile de-a lungul străzii 31 august, fie că vorbim de muzeul anterior, gimnaziul de fete, fie că vorbim de muzeul de artă, fie că vorbim de Biblioteca Națională, fie că vorbim de alte construcții care sunt simbolurile acestei străzi. Partea a doua a volumului, la fel sunt materiale importante dintr-o altă conferință complementară acestei serii de identități dedicată lui Carol Schmidt și Bernardaţi, două nume de referință pentru istoria și arhitectura Chișinăului și în contextul ăsta sunt câteva studii care anume scot în evidență moștenirea pe care ne-a lăsat-o aceste două personalități în Chișinău. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră de a participa la emisiune și vă doresc succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumim foarte mult!